Doamnelor, domnilor, stimați invitați! Bun venit la cea de-a doua zi în cadrul Festivalului Internațional de Folclor Cărușul Românesc, organizat în acest an de Centrul Cultural Municipal Caracal în colaborare cu Centrul Județean pentru Promovarea Tradițiilor Populare, sub egida Consiliului Local și al Primăriei Municipiului Caracal. Evenimentul Festivalului Internațional de Folclor Cărușul Românesc este organizat în acest an în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Turism și este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 5, dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, domeniul de intervenție 5-3, promovarea potențialului turistic și creșterea infrastructurii necesare în scopul creșterii activității României ca destinație turistică, operațiunea crearea unei imagini pozitive a României ca destinație turistică prin definirea și promovarea brandului turistic național și creează premizele includerii României în circuitul național și internațional de turism cultural. Ritualul Cărușului a fost inclus de către UNESCO în anul 2005 pe lista capodoperelor imateriale, iar pentru ediția din acest an a Festivalului Internațional de Folclor Cărușul Românesc, UNESCO și Comisia Națională a României pentru UNESCO și-au exprimat acordul de cooperare în organizarea festivalului privind promovarea pe plan național și internațional a misiunii, scopurilor, obiectivelor, preocupărilor și programelor UNESCO și a contribuției României la acestea prin intermediul Festivalului Internațional de Folclor Cărușul Românesc. Acest festival va oferi fără îndoială o oportunitate valoroasă pentru promovarea salvaguardării patrimoniului cultural imaterial, precum și pentru creșterea gradului de conștientizare asupra importanței acesteia. Este prin urmare o plăcere să acord patronajul UNESCO acestui festival, a declarat Irina Bucova, director general UNESCO. La ediția din acest an participă formații din localitățile Stolnici, Bârla și Costești, județ Argeș, din Giurgița, județul Dolj, Vințul de Jos, județ Alba, din Hănești, Botoșani, din Prundul Bârgăului, Bistrița, Năsăud, Năsturelu, județul Teleorman, din Frânceș, județ Vâlcea, virtuoșii de la Cercul Militar Caracal, călușarii din Cezieni și ansamblurile folclorice Lugojana din Lugoj, Transilvania din Cluj, plaiurile Pojorâtei din Pojorâta Suceava, ansamblul Rozele Calafatului din Calafat, ansamblul Romula Malva din Reșcaol și ansamblul Romanați din Caracal. Avem oaspeți și din afara granițelor țării, prin participarea ansamblurilor folclorice Saris Kalipa din Slovacia, Dabka din zona Nazaret, Israel și călușarii din Zlatia, Bulgaria. Primul ansamblu care va intra pe scenă în această seară este Vințana din Vințu, județul Alba. S-a înființat în anul 1996 și are ca instructor pe Enoșel Albu. Prezintă un joc din zona Mureșului Mijlociu. Acest ansamblu are tineri cu vârste cuprinse între 10 și 21 de ani. Au 3 participări la festivalul nostru, au câștigat locul 1 în Ungaria în anul 2011, locul 1 la Călușul Transilvan și locul 1 la festivalul Călușul Românesc în anul 2012 în Slatina. Doamnelor și domnilor, ansamblul Vințana!
Urmează să evolueze în fața dumneavoastră călușarii de pe Valea Bârgăului, din Bistrița Năsăul. S-au înființat în anul 2009, avându-l ca instructor pe Florin Flămân. Vor intra în scenă 14 călușari cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. Vă prezintă un dans de comandă specific grănicerilor, reprezentând o formă de rezistență la granițe împotriva cotropitorilor. Călușarii din Valea Bârgăului au fost în Turcia, Austria, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova și se pregătesc să plece în Polonia. Așadar, asta este o formă de repetiție generală pentru plecarea în străinătate. Să vedem dacă prin aplauzele dumneavoastră reușesc să ajungă la un nivel de înaltă ținută artistică. Invit în scenă călușarii de pe Valea Bârgăului, Bistrița Năsăul.
În Dulcea Bucovina este situat satul Pojorâta, la numai 5 km de Câmpul Lung Moldovenesc. O zonă în care privirea turistului este ispitită în toate părțile, fără a se sătura de această îmbinare surprinzătoare de forme și culori, de pădurile de brad și molin, de turmele și cirezile ce se văd la păscut mânate cu mândrie de către un fecior călare. La ceas de sărbătoare, frumoasele costume populare păstrate cu sfințenie în lăzile din Bucovina sunt purtate cu mândrie de păstrătorii tradiției și ai valorilor spirituale și culturale, plaiurile Pojorâtei. Pentru prima oară în Pojorâta, dansurile populare s-au înființat în anul 1998 la inițiativa domnului Titi Florescu și a doamnei Cristina Măgurean. Ansamblul este numit Piatra Străjii, instituit de coregraful Cocârță Dorin. Încă de la început, acest ansamblu a participat la diverse filmări și emisiuni în direct la diferite televiziuni ca Antena 1, Favorit TV, Etno TV și TVR. În timpul sărbătorilor de iarnă, ansamblul le arată turiștilor care vin să-și petreacă sărbătorile în Dulcea Bucovina, obiceiurile și dansurile specifice zonei. Ansamblul Plaiurile Pojorâtei are ca colaborator de valoare Primăria Comunei Pojorâta fiind principalul susținător al ansamblului, dar și interpreți de valoare ai muzicii populare, frații Reuț, Sorin, Filip, etc. Obiectivul ansamblului este acela de a aduce mai departe dansurile și portul popular al comunei și de a promova în rândul tinerilor dragostea de dans și tradiție, deoarece acestea constituie comoara tezaurului folcloric românesc. Pe lângă dansatori vor urca pe scenă și solistele Laura Cazac și Ana Urs. Invităm în scenă acum ansamblul artistic Plaiurile Pojorâtei și instructorul Gheorghe Străjel. A făcut treabă bună, sperăm să vă placă și dumneavoastră, să-i primiți cu aplauze. Oh!
Domnilor. Bună ziua și bine v-am găsit, dragii mei! Vă spun și eu, Ana Maria Urs, alături de ansamblul de dansuri Plaiurile Pojoretei. Și vă poftesc cu mine alături o horă mare să începem cam Bucovina. Hai, să-ți iei pe șuflacă, la nouă.
Oh,
Va urma în scenă, în fața dumneavoastră, ansamblul Frâncești din județul Vâlcea. S-a înființat în anul 1962 și au ca instructor pe Tântu Gheorghe, care este și cel mai vârstnic călușar, 60 de ani. Cel mai tânăr călușar are 16 ani. Prezintă jocul autentic al zonei. Au câștigat numeroase premii pentru autenticitate și elaborare scenică. Sunt deținători ai premiului UNESCO cu participare în Grecie. Costumul este specific zonei subcarpatice a județului Vâlcea. Veți urmări în această seară un joc specific săptămânii rusalilor. Ansamblul Călușarii!
până acolo, că mai durează. Național de folclor Călușul Românesc va urca ansamblul folcloric Saris Kalipa din Slovacia, director artistic Ronjan Mihal. Acest ansamblu are în repertoriu jocuri și cântece specifice zonelor Zemplin și Saris. Crucena, un dans de perechi și cântece din regiunea Saris, Carichka, dans de femei și cântece specifice regiunii Zemplin, Flașcovi, un dans cu sticla, prezentat în cadrul obiceiurilor de nuntă și la alte evenimente importante, Ciardaș, cel mai temperamental dans din folclorul slovac, și Sarișpova, cel mai rapid dans de cuplu din regiunea Saris. Costumele băieților au în componență cămăși și veste brodate, pantaloni brodați, cizme înalte cu pinte, centură lată și pălării cu pene. Costumele fetelor au în componență bluze brodate, veste brodate, fuste plisate, șorți, jupon, cizme înalte sau pantofi. Acompaniamentul este asigurat de una sau două viori, un contrabas, un țambal și un acordeon. Ansamblul folcloric Saris Kalipa a participat la diferite evenimente și festivaluri folclorice din Slovacia, Macedonia, Turcia, Polonia, Ucraina și Germania. Ansamblul folcloric Saris Kalipa. Yeah!
Mai mare! Thank you.
găsit, vă spune Lavinia Mariș. Mă bucur să mă aflu astăzi aici. Vă mulțumim frumos pentru invitație, atât eu cât și colegii mei de la Ansamblu Transilvania din Cluj. Doar atât am să vă spun. Aici îmi place mie câți oameni de omenie. Hai mai să cu muzica. Cadrul festivalului, care sperăm că vă va încânta cu frumoasele cântece pe care le are în repertoriu, este vorba despre Costel David, colaborator al ansamblului profesionist
Doina Oltului. Pentru dumneavoastră, Costel David. Bine v-am găsit, să vă dea Dumnezeu sănătate, mulțumim că suntem alături de dumneavoastră și vă urez tot binele din lume. Și atunci rău
buni, de la până ocultului, că primarul meu ce gândește, la banii lucru se gândește, și aduce notarii buni, de la până ocultului. Lasă-mi de frumos
și cel mai mult ai noi. 125 de țângă mai și mai. Socrul e falata, ai plătește muzica mai. 125 de țângă mai și mai. Socrul e falata, ai plătește muzica mai. Vă mulțumesc! Acum fac o melodie pentru bărbați. Că mai mergem din când în când la popă să ne spovedim. Ia să vedem! Ansamblul Doinei Oltului se numește Dorina Mete. Mulțumesc frumos! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc că ne mai răbdați până această oră. Vă mulțumesc pentru aplauze, deși nu sunteți atât de mulți, dar aplauzele sunt multe. Vă mulțumesc frumos și vă dedic o melodie de dragoste, pentru că așa cântă oltenii.
melodie pentru toți bărbații cu mustață din partea nevestelor. Este bine? Like a
Lasă grijile deoparte din
Asta este cel mai important. Aveți ceva de final, bănuiesc, nu? Mulțumim, Dorina Mete, aplauzele dumneavoastră. Ne pare rău că ați rămas atât de puțini alături de noi. Mâine, la orele 10, vă invităm la Teatrul Național. Dacă sunteți curios să participați la un simpozion științific cu tema valorii materiale și protejarea lor, iar la orele 18.30, tot pe această scenă, vă așteptăm pe scaune să urmărim ultima zi a festivalului, recitalurile ansamblurilor și formațiilor invitate, gala festivalului și închiderea cu un joc de lasere. Prezentatorii Monica Dumitru și Leonard Prica, vă mulțumesc pentru că ați fost în această seară alături de noi. La revedere!